Ok, boys, hai să mai reparăm niște chestiuțe pe aici electrice. Ce vrea să reparăm asta? Controller de PlayStation 4. Aia zic, gelule. Mama, dar chiar arată ca un controller de PS4, what do you mean? Ok, hai să vedem de unde se dezmembrează mizeria asta. Mamă, săracu, zici că a trecut prin 7 războaie mondiale. Ești pe bune? Ok, scoate. Mă, să știi că chiar așa arată controlul de PS4, că am dezmembrat eu unul de ăsta odată. Am încercat să mi-l repar pe al meu. Asta e că trebuie să dăm cu spray și ruburile astea, că au trecut săracele prin toate războaiele posibile. Așa aici. Cred că nu merge. PS4, what a loser. Wow, dude. Da, CD n-are PS5, deci cred și eu că e kind of a loser. Bă, da. A, conectorii. Așa. Jap. Ai alți conectori pe care trebuie să-i dăm jos, cred că nu? Da, eram sigur. Și aici? Oh, cât de complexă e chestia asta, vere? LOL, mamă, hai că vedeam eu chestia aia minusculă, vere, îți bați joc. A, trebuie cu ăsta de sudură ca să-l dai jos. Gata, frate. Ok, hai să vedem ce nu merge. Inspect. Ăsta e stricat. Deci are thumbstick-ul stricat. Celălalt thumbstick stricat. Ok, placa trebuie testată. Bun. Și asta e stricat. Foarte bine. Stai că trebuie să desudăm ăsta de aici. Stai, frate, cum le desudezi de aici? Pe spate? A, și acum ar trebui să fie... A, gata, mă. A, ok, gata, frate. Ok, cred că sunt toate... Asta trebuie să mai verificăm. Inspect. Și asta e stricat. Mamă, dar ce-a făcut, frate, cu el? Zic că l-a luat de 3 războaie. Asta e bun. Replace. Right, totul pare a fi în regulă. Bun. Hai să asamblăm atunci lucrurile. Atât. Mama, acum stai să bibilești fiecare locație unde trebuie să bagi ce aveai de băgat. Da, o fi luat de Polex, de la vreun cunoscător de ăsta, așa știți voi. Vreun băiat de ăsta șmecher care le are el cu chestiile astea. Dar cred că ăsta a jucat FIFA cu el sau ceva, că arată ăla că amuzat, săracu. E să punem și astea aici. Date că e puțin cam de vreme. Dar pare a fi o prostie de asta, aftermarket. Adică nu cred că e cine știe ce controller. Bro, hai că-mi dai o seama ce-mi lipsește de aici. Aici. Hai că le știu eu dacă e. A, era, mă, nu știam ce lipsește, ești nebun. Punem și astea aici, conectăm vibrațiile. Băgăm șuruburile astea. Cred că erau mai multe șuruburi, de-aia să zicem. A, acum nu erau. Bro, e ca nou, hai să testăm. Merge, frate, ce vorbești? Dă-l înapoi. Easy clap. Ce avem următoarea chestie? Oh, trebuie să ne dăm pentru certificat. Put on VR goggles. Ok. Mergem pe VR să reparăm chestii, fii atent. Hmm.
Să prind curentul, boys. Mamă, dai câteva chestii de scos de pe aici. Ok, hai că m-am prins, să zicem. Bă, eu cred că am plecat și nu mi-a luat uneltele la mine, nu-i așa? Uite-le, tată. Mamă, mă panicase, am crezut că n-am unelte la mine, e serios? Vere, cum era? Ce mare meșter sunt și eu, știi, vin la muncă, dar n-am alea după mine. Ok. Zoom in. Mă gândesc că trebuie pus în ordine, gen, nu? Mă, ce la cabluri. Oba, nu? Ok, asta vine acolo. Ok, totul pare a fi în regulă acum. Ok, priza cred că e bună. A, check for voltage, dar curent e oprit, gen. Da. Oare are curent cea? Nu știu ce să zic, poate are curent, nu știu, cred. Cum să nu? Funcționează. Băi, și aici ce e stricat? De ce nu e stricat nimica? Ok, înseamnă că e altă priză pe care ar trebui să o verificăm. Hold up atunci. Aia. A, asta. Asta ar putea să fie vinovata. Ha. Da, asta e prinsă prost. Ok, deci roșu nu vine în prima, roșu vine în a doua? Nu, roșu nu vine nici a doua, roșu vine în a treia. Punct ok, punct lovit. Asta aici, galbenul fiind protective-ul, vine pe mijloc. Și albastru e împământarea, chat. Cât iau pe oră? Bă, nu știu, frate, depinde de complexitate, cum îți dai seama. Mamă, dar asta e priză de aia, dar e tribușonul ăsta acolo nebun de... cum îi spune... îți blochează acolo chestiile pe priză, e un fel de împământare, parcă extra. Advanced view... Da, cred că se duce așa, gen. Nu așa? Check voltage. Păi și? Ok, bine. Merge. Wow! Wowzers! Stai, mă. A, lol. Uite, mă, și vreau să iau ăsta, să-l bag aici. O mai băgam acolo. Aaaa, gata, mă. Nice! Ba da, pot să muți lucrurile. Am rezolvat totul, mamă, arată ca GTA 6 afară, ești nebun? Bă, mă lași. Faci consum de curent, nu e casa mea. Gata, Dorel priză. A primit certificatul de lucruri nebune. Dar suntem prea buni la așa ceva, mă jur. 5 luni de experimente cu Frankenstein. Hai că fără mișto, suntem prea buni.
hai să vedem ce cerințe avem acum. Repară-mi uscătorul de păr. Mamă, e Pablo Escobar ăsta. Hai, frate, că nu-ți-l repar eu. Nu-ți repar eu air fryer-ul ăsta, ce vorbești? Nici nu știu să începem, dar e ok. Bro. Nu pot să văd. A, gata. Aoleu, stai. Ai. Jap. Ok, una baterie scoasă de acolo. Scoatem și cablul ăsta. Ok, aici trebuie să rezolvăm niște lucruri mai finuți. Deci doar atât are un feu în el. Și crezut că are mai multe chestii. The more you know. Ah, uite, periculos. Oh, mi-aduce aminte de când ne jucam ăla, mă, Car Mechanic Sim. Și în Car Mechanic Sim era cu chestii de-astea așa. Facem sim pe aceeași tematică, două. Bă, nu cred că mai e nimic ce... A, mai e grilajul ăsta. Iată. Ok, hai să inspectăm ce nu merge. Ăsta e bun. Ăsta e stricat. Ăsta se cumpără o bucată nouă. Ăsta e... Ok, trebuie testat. Merg. Asta e stricată, trebuie înlocuită. Și desigur, inspect. Și asta e stricată. Replace, gata! Ah. Hey. Cum să montăm lucrurile înapoi? Asta e că încerc să pun grilajul, dar baftă să-l pui. Mă, auzi, niște chestii așa minuscule, deci nu le vezi, știi? Atât. Ceva îmi scapă. Aha, eram sigur. Aici... Ok, trebuie să fie ceva. Fanul. Păi și de ce nu mă las să pun fanul aici? Cred că e ceva legătură pe care n-am făcut-o. Da, uite una. Aia era gel. Una din legăturile nefăcute. Și mai e una nefăcută, asta aici. Atât. Și mai aici ceva. Bum, bum. Forță! Gata, frate. Easy. Ok, următor. Am făcut și level up, boys. Nu știu ce vrea asta să reparăm, dar ne uităm acum. Au, căștile. Mamă, cum demontez căști? Ah, ok. Ok, asta e super nice. Dude, sincer, partea asta așa de dezmembrată a lucrurilor mi se pare foarte tare. Asta cred că e cele mai comune căști pe care le-am văzut la toată lumea. Să mai cumpărăm spray din ăsta. Gen, fără mișto, mi se par cele mai comune căști wireless pe care cred că le are toată lumea. Nu zic ca și ca pe lucruri rău sau ceva, știi? În sensul că sunt destul de practice. Aici. Pare nu mai e ceva de dezmembrat, dar cred că trebuie să-l dezmembrăm cu alte lucruri. Ok, luăm și plăcuța asta. Aha.
Încă un șurub. Hai. Hai să vedem ce nu funcționează. Asta e ok. Asta e ok. Microfonul e ok. Speakerul e ok. Speakerul ăsta e stricat. Hai, gata. Cea mai ușoară chestie de reparat ever, gen. Alo, nu vedeam începutul de reparație. Așa confuz eram, dude. Adică ăsta are niște șurube aici pe care trebuie să le pui. Bun, bun. Să sudăm ăsta înapoi. Au, și ăsta aici trebuie sudat iarăși. Interesant că au baterie numai într-o singură parte, două. Și aici ce-mi scapă mie? Un element care lipsește pe partea asta. A, microfonul. A, lol. Hai că-l vedeam dacă e. Hai. Mama, ne-am dat naibii, ce muzică e asta? Nice. Ia, hai să vedem dacă vedem ceva la domiciliu de reparat. Ok. Timpul să mergem la domiciliu sau să vezi. Da, ținu și melodia aia de ne-a rupt, gen. Ce să mai... check the socket next to the TV. Ok. Ușa închisă. The socket next to the TV. Păi da, scuză-mă frate, unde-i TV-ul, gen? Care TV, frate meu, că n-are ăsta TV? Check the double outlet. Wait, am două șurubelnițe, dar n-am dat de testare, două. Fuck, stai așa. Păi și pana merge, atunci ce faci? Hai să o prind curent atunci. Casa greșită, probabil. Prim totul ca să fiu sigur. Ok. Check the socket next to the TV stand. Eu prost. Asta. Bam. TV stand. A, păi cred și eu că nu funcționează boss-ul meu, că... Cum să funcționeze, gen, dacă... Nope. Da, cineva l-a montat așa ca degeaba, știi, nici măcar nu erau puse. Era așa de formă. Ok, priza asta e pusă odată și check the double outlet in the bedroom. Double outlet. Ah, cred că se referă la asta de aici. Alta nu prea văd să fie double. Cred că și asta e de decor aici. Au, dreptate. The fuck? Nu știu, am un bec în mână de ce-o vreme. Tot trebuie să încerc să scap de el. Hey! Și acum trebuie să le verificăm dacă merg, nu? Ok, atunci luăm ăsta.
Atât. Mergem, dă drum la curent. Da drum la curent. Ideea că pe ăsta... A, am cu ce să-l testez. Ok, ăsta merge. Și... Easy, dude. Leger speedrun edition. True, trebuie să o băgat degetele în priză.